vremea capitalismului sălbatic în care rezistă cine poate și cum poate a trecut de mult. Europa și lumea nu mai suportă astfel de politică. Orice guvern trebuie să aibă ca obiectiv bunăstarea oamenilor. Restul e poveste. Dacă tu nu guvernezi, dacă n-ai ca și obiectiv în a guverna să crești nivelul de traie a oamenilor, să le asiguri o viață decentă, să, prin măsurile pe care le iei, să le ușurezi povara la un moment dat, guvernezi degeaba sau guvernezi pentru alții. Limitezi adaosul comercial pentru că vezi că există o distorsionare a pieței. și până la urmă este, este treaba mea, guvernul meu să, să protejeze producătorul meu, pentru că ă, asta este șansa României, domnul Barbu, și drumul pe care s-a înscris România acum cu guvernul lui Marcel Ciolacu este ăsta, să creștem producția în România. Bine v-am regăsit la Spin Ca de fiecare dată o plăcere să stai de vorbă cu domnul senator Daniel Zamfir. Am vorbit data trecută aici la Spin. Bună ziua, domnule Zamfir. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Despre plafonarea dobânzilor la IFN-uri. Ne-ați explicat, era o tragedie, ca să-i spunem altfel, junglă. o junglă, o junglă pe care acum? Pe care acum legea a clarificat-o, numai că, din păcate, dintr-un motiv blezne, de înțeles, cei de la USR au atacat la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională încă nu s-a pronunțat, sperăm că la jumătatea lunii iulie, este pe 11 iulie termen, să se clarifice și această chestiune și să se facă dreptate și în acest sector de activitate, că prea era cum spuneam, junglă, da? Existau dobânzi, domnule Baru, vă aduceți aminte ce, ce vă povesteam, de 7.000, 10.000, 20.000%, 60.000%, păi ca să iei o dobândă de 60.000%, și autoritățile statului român sau instituțiile să nu poată face nimic, este absolut aberant. Dar motivul pentru care se atacă la CCR, de exemplu, e cumva același că, domnule, destabilizăm piața? Da, și mai mult decât atât vor dispărea. Adică uh -huh. cât de aberanți pot fi useriștii, că ei au fost cei care au atacat la Curtea Constituțională, l-am auzit până sui în Parlament spunând, domne, dacă plafonăm dobânzi la ifn adică dacă nu, va, nu, vor mai fi dobânzile astea de 60.000%, ori să plece IFN-urile. Înțelegeți? O să fie crize păi pe asta, piața. domnul Zanfir, că așa a fost de fiecare dată. Dacă plafonăm prețurile la alimente, or să dispară, nu? Tot așa era. Da. Alimentele de pe piață n-au dispărut. Or să dea faliment. marile magazine au profit să de... să plece de aici. O să, exact. să se ducă, da. Au profit da. de 7,7. Medie așa. Da. Deci profit de 7,7%. Adică mi se pare o afacere, un business bun, nu? Da, sigur, în, în statisticile pe care le-ați analizat, da, este 7,7. Dar asta după ce a existat și acel mecanism de optimizare. Uh -huh. Acum două săptămâni am avut întâlnire cu mari retaileri și cu producătorii români și am constatat că uh, mari retaileri, acele hipermarketuri, practic în au comercial pe care nu vi-l imaginați. Da? 300%? Ajunge, da, sare de 100%. Uh -huh. Adică un produs. Nu la toate? Nu la toate, nu la toate. Și nu toate fac lucrul ăsta. Da? atâta timp cât ajunge ca un produs și e cazul concret, mă ajungă topoloveni, este uh, vândut de către producător cu 9,4 lei și ajunge la, mare, la un retailer 30 de lei. 28-30 acolo, parcă da, E totuși un adaus de vreo 300%. Ori lucrul ăsta este inacceptabil. Vă aduceți aminte cum a fost situația laptelui când se oferau producătorilor un leu 20, un leu 30 și ajungea la raft 10 lei și sunt multe exemple eu am avut la Comisia Economică o, o întâlnire cu, cu spuneam cu producătorii și cu Marii a venit și ministru Barbu acolo și a fost o discuție extrem de interesantă și zic eu lămuritoare cu privire la practicile respective. Deci nu ca să revin la întrebarea dumneavoastră sub nicio formă plafonarea unor uh, adaosuri că despre asta este vorba, noi vrem să plafonăm adaosul comerciantului domnul Barbu că mai există diversi, și să le zic așa, lideri de opinie în piață, de ăștia mai de dreapta, așa, care spun, domne, voi ăștia socialiștii de la PSD, vreți să ne băgați pumnul în gură, să nu lăsați mediul de afaceri concurențial? Domnul Barbu. Ce credeți că e în, lu în luptă, domnul Zanfir? Am citit și eu articole semnate Există, domnule, pe de... Analiști? Pe analiștii de dreapta. Păi să-i în... să caut eu, că eu îi știu bine. Mai apare că unul, domnul profesor Pălase, domnul da. Păun, domnul Stamule, domnul. mai era. mă rog, erau, ei erau în jurul orba în toți. Ăștia care uh, propovăduiesc uh, dreapta asta și piața liberă. Ei sunt cu piața liberă. Da. Eu, eu i-am avertizat întotdeauna ceea ce ne spunea nouă CDU, Da? Încă uh, din 2010-2012, după criza financiară, după criza financiară secretarul general OECD ne-a avertizat, spunând așa, domnule, <coughs> întăriți-vă statul. Vedeți că piețele lăsate libere după criza respectivă, în niciun caz n-au reașezat piața, ci din contră, spirala inechităților a crescut. Ca atare, întăriți-vă statul, instituțiile, reglementați. Noi avem Consiliul Concurenței, care Consiliul Concurenței numai ce trebuie să facă, nu face. Consiliul concurenței și am foarte multe exemple uh, pe care vi le pot da în care n-a acționat în niciun caz în interesul, în interesul stabilității pieței, a echilibrului, niciun caz a fost de partea, uh, de partea uh, marilor corporații, ceea ce din păcate în România a creat acest uriaș dezechilibru. Revenind la discuția pe care ați avut-o în comisie atunci când a venit și ministrul Barbu cu procesatorii și retailerii, se discută și se lucrează în aceste zile la Ministerul Agriculturii la acel proiect de ordonanță sau de lege, proiect de agnormativ să-i spunem, prin care Ministrul și Ministerul propune o plafonare a dausurilor comerciale la toate alimentele românești. Cum vă sună? Foarte bine. Și până la urmă asta este venită undeva izvorât această idee din zona producător român pentru că ei sunt dezavantajați în raport cu celelalte produse, contează faptul că din ceea ce ne-au spus ei produsele românești uneori sunt puse fie undeva în fundul raftului, fie undeva mai jos, fie prea puțin vizibil și așa mai departe, lucru s fie care... trei produse și la exact. alții sunt 20, exact, pe raft. Exact. exact, și atunci s-a desprins concluzia să limităm adaosul la produsele românești. Limitarea adaosului nu înseamnă plafonarea prețului. Ca să fie limpede, că spuneam de analiști ăștia care toți spun că domnul ăsta este comunism în stare pură, că tu impui niște prețuri. Nu! impui, limitezi adaosul comercial, pentru că vezi că există o distorsionare a pieței. Și până la urmă este, este treaba mea, guvernul meu, să, să protejeze producătorul meu. Pentru că Asta este șansa României, domnul Barbu, și drumul pe care s-a înscris România acum cu guvernul lui Marcel Ciolacu este ăsta. Să creștem producția în România. Despre asta este vorba. Șansa noastră este să producem cât mai mult și cât mai bine în România și să consumăm produse românești. Ori dacă consumatorul nu are acces cel puțin la, în, în mod egal la produsele românești cu cele din import, lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Ori eu vreau să am grijă ca lucrul ăsta să se întâmple și o să se întâmple. E din ce în ce mai evident că există un comportament, să-i spunem, incorrect față de producători români. Mă refer la delistare. Avem da. experiența marginului de Topoloveni, avem experiența acelei doamne de la Telorman cu înghețata artizanală. Uh, am citit în Hot News despre un alt tânăr antreprenor da, care -am a fost la comisie, da? Care a fost delistat. Uh, uh, face ceva deserturi, de serturi destul da, de apreciate. Foarte apreciate și, da, nejustificat. Omul și-a exprimat uh, OFO acolo și, într-adevăr, uh, și el reclamă faptul că a sesizat de nenumărate ori Consiliul Concurenței, al Consiliul Concurenței nu n a intervenit. Pentru că trebuie să vă spun că instituția statului român care poate interveni în această speță este Consiliul Concurenței. Adică a, acolo se pot îndrepta producătorii român când dau de semnalat, acolo nu se întâmplă nimic. Și atunci, noi nu putem sta cu mâinile în sân și eu spun împreună cu ministrul Barbu, acolo, după ședința comisiei, am, am concluzionat că asta este soluția, cea mai bună soluție, agreată, bineînțeles, de de producători români, sigur, retailerii, iară, strâmbă de nas că e prea mic adausul. E prea mic 20%? Nu trebuie și eu, nu știu. Știți că există un retailer român și nu mă feresc să dau numele pentru că sunt foarte mândru că există așa ceva, se cheamă La Cocoș, care începe să, să câștige teren și vreau să vă spun că acolo se practică un adaus de 10% la produsele românești. Și uite, dumne care profit. Și uite că a ajuns în primele 10 companii. Așa, încet, încet, plecând uh, uh, cu un hipermarket la Ploiești, a deschis și în București, da? Omul se dezvoltă și poate, iată, să se dezvolte și să aibă o cifră de afacere absolut rezonabilă cu 10% daos pe produsele românești. Deci se poate. Există în legislație în acest moment o sancțiune pentru această delistare sau ar trebui introdusă? Există sancțiune pe pentru care o poate practic, aplica o practică comercială da. neloială, se spune. Asta da, Consiliul Concurenței sigur că poate aplica, pentru că acolo el este obligat în lege, este obligat să listeze. Sigur, pot găsi diverse motive. Domne, te-am delistat pentru că produsul e de proastă calitate sau ei pot inventa orice motive, da. De aia ai acel, să zic, judecător, acea instituție care ar trebui să, să verifice dacă motivul pe care l-a invocat un retailer ca să delisteze pe cineva e unul real sau e doar o făcătură. De cele mai multe ori e o făcătură și Consiliul Concurenței nu își face treaba. Și atunci în lege ar trebui să fie mai clar? Nu, e foarte clar, repet, doar trebuie și eu m-am angajat uh, să fac lucrul ăsta, o să le sufru în ceafă permanentă sau de la Consiliul Concurenței ca lucrul ăsta să se întâmple, ca oamenilor să li se analizeze în mod uh, concret solicitările și plângerile pe care le fac uh, Către această instituție. Îmi spunea Daniel Botănoi, a venit la un podcast și vorbeam despre produsele românești, și îmi spunea cum a fost relația lui cu un mare retail, cu roșile. Nu știu dacă știți povestea. Le-au pus să mm. ia niște casolete, să le pună câte da. 400 de grame. După care nu nu merge așa, că nu s-au vândut. I-au dat 10.000 de euro pe contract pentru neîndeplinire, după care l-au pus să facă bulion, după care nu l-au mai luat nici păla, și tot așa. Adică. Experiența asta pe care o au diferiți oameni, eu mă gândesc că este mai amplă de atât ca adică de ce vedem noi. Și atunci nu înțeleg de ce o parte dintre analiști, cum spuneți dumneavoastră sunt de părere că dacă intervii așa, cum a intervenit guvernul și bine a făcut din punctul meu de vedere până acum, destabilizez piața. Și dacă ne uităm și la alte exemple, la energie, s-a spus la fel profituri record, în energie. la bănci, de asemenea, profituri mari. La asigurări, de asemenea, profituri mari. Dar retail... tot ce spuneți dumneavoastră este după ce am intervenit cu mecanismul de plafonare. Exact. Adică, plafonarea, cumva, generează și profit pentru cei care sunt vizați de această plafonare și generează și uh, o putere de cumpărare mai mare sau, nu știu, decentă, să spunem, pentru consumatori. C una e să plătești la energie factura 200 de lei pe lună, alta e să plătești 2000. Nu? Da. Mă gândesc. Domnul Barbu, eu am spus-o și la întâlnirea noastră trecută, orice guvern trebuie să aibă ca obiectiv bunăstarea oamenilor. Restul e poveste, dacă tu nu guvernezi, dacă n-ai ca și obiectiv în a guverna să. Crești nivelul de trai a oamenilor, să le asiguri o viață decentă, să, prin măsurile pe care le iei, să le ușurezi povara la un moment dat, guvernezi degeaba sau guvernezi pentru alții. Ceea ce s-a mai întâmplat. Să știți că România este și a fost în trecut în situația în care deciziile care s-au luat la cel mai înalt nivel n-au fost în interesul țării. Plecând de la diversele privatizări, plecând de la politicile pe care. Le-a le avut uh, statul român la un moment dat, acum însă, iată, suntem pe drumul pe care trebuie să fim. Producția uh, industrială în România a crescut. Avem investițiile productive în România. Au crescut cu peste 60-70% față de anul 2020. Un bar 70% față de 2020. Deci oamenii investesc în România am ajuns în 2023. La nivelul investițiilor productive să fie aproape 84 de miliarde. 84 de miliarde de euro. Păi ia, sunt bani, nu-mi vorbesc. Adică, ăsta este drumul. Adăugați la asta și faptul că am depășit 100 de miliarde de lei la nivelul investițiilor publice și în 2024 guvernul își propune să ajungă undeva la 120 de miliarde. Deci, depășim cu peste 20, 10 și cu. 30 de miliarde vom depăși în 2024 nivelul deficitului. Deci este pentru prima dată după mulți ani de zile când nivelul investițiilor depășește deficitul comercial. Ceea ce înseamnă că ne împrumutăm nu ca să consumăm, ci ca să ne dezvoltăm. Ori dezvoltarea aduce bunăstare. Că dacă te dezvolți, banii băgați în economie, creează locuri de muncă, creează venituri suplimentare și așa mai departe. Aș vrea așa să trecem în revistă câteva mituri legate de plafonările astea care au fost și care există și e bine că există, să le luăm pe rând. Taxarea suplimentară pentru sistemul bancar. Ce s-a spus atunci? Că dacă se va întâmpla asta, pleacă băncile. -au și o să crească dobânzile și pleacă băncile și oamenii nu o să mai aibă acces la credite. Știți, accesul greu la credite nu este din cauza acestui mecanism de, de taxare și de impozitare, ce era firesc. Pentru că iarăși am spus-o și data trecută și eu am o experiență îndelungă cu, cu băncile, de când am făcut darea în plată, încă din 2016, și știu ce motive invocau. Spuneam că dacă legea dării în plată o să intre în, în vigoare, o să dea faliment patru bănci. Asta e, asta e de la nivelul cel mai înalt al băncii Naționale României, adică niște aberații cât casa. Ori băncile n-au pierdut și băncile nu pierd. În schimb, băncile au și ele la rândul lor acel mecanism de optimizare fiscală. Pentru că iarăși nu-i firesc ca bănci, să ai bănci care operează de zeci de ani în România și să fie pe pierderi. De ce au băncile offshore domnul Barbu, știți? Ca să-și optimizeze, A. nu? Nu e așa. Nu e așa. Evident. Deci nu pleacă nimeni, n-a plecat nimeni. Câine de la măcelărie nu pleacă. Ne întoarcem la partea cu retail-ul, da? Dispar da. alimentele de pe piață. Da. Uh, penurie. Mare penurie. Mare, o să da, nu o să spuneau analiștii de dreapta. Exact. Nu o să mai găsim pâine, nu o să mai găsim făină, nu o să mai găsim... E, nu mai găsim la prețul de atunci. Da. da. Așa e. Nu mai găsim. Și plus de asta vor pleca și niște mari magazine și românii nu o să mai aibă unde să-și facă și anume cumpărăturile. Cum stă Uite că i-a contrazis realitatea. Institutul Național de Statistică confirmă faptul că a existat o reducere substanțială la tipul acela de produse, care au 14 produse, la un moment dat nu, ouăle. Au fost 21, păi, la un moment dat da, acum da, sunt vreo 17. Sunt vreo 17. Iată că nu există nicio penuri, iată că prețurile au scăzut acolo și oamenii au acces, au acces la ele. Eu cred foarte, foarte tare că măsura asta pe care Ministerul Agriculturii urmează să o ia de limitare a daosului comercial va, va fi una benefică. Va face de așa natură ca produsele românești să fie la raft, produsele românești să se vândă mult mai bine decât, decât până acum, iar prețurile să fie mult mai rezonabile. Mai ales că există totuși o regulă europeană care vorbește despre lanțul scurt de aprovizionare, și cu facilități. Da. Adică nu văd de ce. De nu... Că avem și lege. Știu. Eu, eu unul, am fost un al acestei legi cu lanțul scurt de aprovizionare, tocmai ca să facilităm vânzarea, desfacerea produselor românești la prețuri rezonabile. Păi nu cu riscul de a mă repeta. E inacceptabil ca la producător să, să fie un preț atât de mic, adică cel care până la urmă are, are o sumedină de cheltuiel în, în a produce respectivul bun și este inacceptabil să aibă profit mai mare cel care îl vinde decât cel care îl produce doar pentru că există aici o un, să zic așa, un nivel diferit de putere economică și hipermarketul -o are o cu totul o altă, o, tot altă abordare și, bineînțeles, este tot timpul în, în situația de a abuza de puterea economică pe care o are. Pe zona de energie? Pe zona de energie, același lucru. Nu, nu e așa ce auzeam noi atunci când am inițiat plafonarea. Bine, noi, noi am dorit să se plafoneze cu vreun an înainte, numai că, din păcate, România a avut mare neșansă să aibă un ministru al energiei extrem de incompetent și rău intenționat din punctul meu de vedere și această plafonare a întârziat, ceea ce a permis unor mari, mari, companii și, până la urmă, unii erau chiar intermediari să câștige foarte mulți bani pe seama, pe seama oamenilor. Slavă Domnului că a intervenit plafonarea, și în momentul ăsta oamenii plătesc, majoritatea oamenilor, mă refer cel puțin la consumul casnic, plătesc un preț absolut rezonabil, practic 90% dintre români plătesc acel, acei 7 de bani pe kilova, ceea ce este un preț, un preț decent. Aș vrea să vorbim puțin și despre RCA. Pentru că, sigur, datele de la ASF sunt la modul că va continua această plafonare a polițelor RCA cel puțin trei luni din iunie încolo, adică expiră plafonarea, nu? Prețului da. la 30 iunie, dar va fi prelungit pentru încă trei luni. De asemenea și aici au fost tot felul de discuții. Cum să plafonezi, că de ce să plafonezi, că uite, nu se poate, că nu să mai aibă unde să-și facă poliție de asigurare și așa mai departe. Vedem că nu s-a întâmplat așa. Dar e o chestiune care se vede în piață. Știu de la câțiva prieteni care spun cu toată plafonarea, mie tot mi-a crescut polița. Exact. E Aici, SF, îmi pare rău că să o spun, deși am avut mari speranțe după ce s-a schimbat conducerea SF, se pare că nu a conduce încă, nu și-a intrat în pâine cum trebuie, pentru că și eu la Comisia Economică am, am numeroase sesizări ale oamenilor, probe concrete, care mi-arată că, de fapt, prețul e plafonat. Și ca asiguratorii, sub diverse pretexte, nu respectă această decizie plafonare. Ori asta este strict treaba ASF. Dar există totuși o o portiță, să-i spunem, în care chiar dacă tu primești o ofertă mai mare decât ar trebui, fiind plafonarea, te poți adresa barului. Ne explicați puțin? Uh, știți ce se biroul? întâmplă? Da, uh, birou, asigură, uh, birou uh, de asigurări. Bun, ideea este următoarea. Tot acest mecanism uh, birocratic dezavantajează. Uh, consumatorul. Eu sunt de acord, deci dar e eu o nu, soluție nu, eu cumva. Vreau, eu vreau ca ASF, ASF, vreau să știu câte amenzi a dat ASF și căror companii care n-au respectat prețul plafonat. Niciuna. Niciuna. În schimb, văd că oamenilor. Li se, le crește poliția pe motiv că au am, am un caz, domnul Barbu, stupefiant. Crește poliția unei societăți comerciale, deci luată pe firmă acea poliță, justificându-se că persoana o respectivă a îmbătrânit cu un an față de anul trecut și să crească poliția. Pe păi cine, domnule, știe cineva conduce mașina firmei alea. cum poți să iei să crești poliția cu motive aberante. Nu, aici, aici este o, o discuție și eu o, o, să, o să continui o, discuțiile cu ASF pentru că iarăși nu e firesc să se și argumenteze că prețul poliției este crescut din cauza o, manoperei la servisoruri. Acolo într-adevăr sunt și servisuri care, care întreg măsura, dar pe de altă parte când tu ai Ponderea de 3%-5% din costul poliției cu manopera, cu reparația, înseamnă că restul de 95% gestionezi într-un fel acei bani. Ori trebuie să vedem uh, cum se duc banii, cum cheltuiesc bani aceste companii de asigurări, care pe numai nu-ți banii lor, domnul Barbu. Nu-ți banii companiilor de asigurări, ei doar gestionează niște bani. Da? Nu e așa, dumneavoastră plătiți și în cazul în care se întâmplă, doamne ferește, se întâmplă, doamne ferește celuilalt îi se asigură despăgubirea. Ori lucrul ăsta nu e, nu e foarte, foarte, limpede pentru ASF și pentru mine, de asemenea, de ce există această, cum să spun eu, posibilitate ca oamenii să, oamenii, compania de asigură să crească polița, deși legea nu le permite. Dacă tragem așa o linie a ultimului an cu toate aceste măsuri care s-au luat unele mai târziu, unele mai greu, unele mai dificil de implementat, dar luate până la urmă. Cum stăm așa pe ansamblu, adică cu toate. Care sunt efectele acestor decizii luate și sigur contestate de analiști. Unii dintre ei, unii dintre ei au înțeles care este. Uh, ideea acestei soluții propuse de guvern. Pe ansamblu. Care ar fi... E limpede că bilanțul e unul pozitiv și de-aia am, am trecut uh, prin, toate, prin toate măsurile astea din fiecare domeniu de activitate, și la retail, nu așa, și la energie, și la uh, credite. Și iată că rezultatele sunt unele, sunt unele pozitive. Adică, uh, unde era uh, apocalipsa pe care o clamau? Uh, analișii de dreapta, mai ales. Pe Unde? hârtie? Ce? Să, pe hârtie, și nu. În, în mintea lor, și nu, nu. Pe hârtie, pe, teoretic, așa. Ce poate a spus, niște conturi, da, aia, aia Și și cu aia sunt de acord, pentru că eu am spus-o de, de multă vreme. Vedeți, vremea capitalismului sălbatic în care rezistă cine poate și cum poate, a trecut de mult. Europa și lumea nu mai suportă astfel de politică. Dumnezeu, rolul unui guvern este să crească bunăstarea oamenilor. Guvernez pentru oameni, nu pentru marile corporații, cum gândeau unii și alții. Păi vreți să-mi aduc aminte pe Cățu, pe Orban, pe ăștia care tot dădeau lecții de cum trebuie să fie capitalismul și ei în pandemie dădeau ajutoare din banii statului român marilor companii de uh, uh, refinanțare, astea, da? Nu vreau să intru în detalii, că nu e locul și momentul aici, dar când unii din guvernul României lucrau și finanțau corporații de reasigurare, păi tu, tu dai bani de la statul român pentru companii de reasigurare. Da? S-a păi, întâmplat? Păi s-a întâmplat și s-a întâmplat rău. Și guvernul ăsta nu mai face. Guvernul ăsta finanțează companii românești care produc în România. Ăsta e viitorul, domnul Barbu. Știți ce vă propun? Că la următoarea întâlnire să analizăm documentul, actul normativ, care va plafona adaosul comercial pe toate alimentele românești. Păi, să ne pregătim că o să vină repede. Eu așa știu. Mulțumesc mult, domnul Zafir. Da, eu vă mulțumesc.